Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la interviurile Reperul TV. Sunt Aura Cristian. Invitatul meu din această seară este domnul Dragoș Magiaru, directorul Societății Gospodărire Urbană Galați. Bună seara și bine ați revenit! Bună seara, bine v-am regăsit! Domnule director, zilele trecute Galațiul a fost măturat de o furtună foarte puternică, foarte mulți arbori au fost puși la pământ, cei mai mulți dintre ei arbori verzi în putere. Ați apucat să faceți un bilanț al pagubelor, al arborilor căzuți? Până în prezent avem înregistrate peste 100 de cereri. Nu le-am rezolvat încă pe toate. Este absolut imposibil să, într-un timp atât de scurt, să intervenim peste tot. Am intervenit în primă fază la ceea ce era efectiv urgent. Arborii care au căzut și au rupt firele de troleibuz, firele de electricitate la diverse cartiere și au rămas oamenii pe întuneric. Acolo unde echipele de la Electrica sau de la Transurb trebuiau să intervină pentru a restabili bunul mers al lucrurilor. Acestea au fost prioritare. Am avut cazuri unde acoperișul unei clădiri a fost smuls efectiv, deci intensitatea vântului și a furtunii a fost destul de puternică. Nu avem încă finalizat bilanțul, să vă spun acum că au fost 120, 150 sau ceva. De la zi la zi încă mai apar sesizări, să zicem, cu arbori care au fost, dacă nu rupt, să spunem, s-au crăpat sau s-a rupt câte o creangă care a rămas atârnată în copac, dar există în continuare pericolul să, la un alt vânt, altă furtună, să pice de tot, poate chiar să accidenteze pe cineva. Și atunci trebuie să intervenim și acolo în cel mai scurt timp posibil. Lucrăm efectiv și peste program, am lucrat și în weekend, cu toate forțele societății, astfel încât să rezolvăm toate sesizările într-un timp cât mai scurt posibil. În ce zonă au fost cele mai mari pagube? N-aș putea să vă spun că în ce zonă, pentru că efectiv în toate zonele nu există cartier, cred că din Galați, care să nu fi fost atins de vânt și să nu fi avut măcar un arbore înclinat, rupt, o creangă, ceva, tot s-a întâmplat. Deci cu siguranță peste tot, efectiv tot orașul. V-am zis, dați seama, dacă e un număr atât de mare, totuși 100 de arbori căzuți, peste 100 de sesizări făcute, e clar că peste tot în oraș am întâmpinat sesizări. Vorbim despre arbori care erau bătrâni, erau putreziți, erau uscați sau erau și arbori în putere? Nu, să știți că acum noi suntem în plin sezon. E vară, e soare, am avut precipitații, arborii erau înfrunziți, prin urmare sunt foarte, foarte mulți copaci sau cei mai mulți dintre ei verzi. Nu au căzut aceia uscați care nu aveau coronament, care nu mai erau estetici, să zic, sau nu mai erau vii. Au căzut foarte mulți copaci verzi. Acum când vorbim, ați reușit măcar să identificați toți arborii căzuți sau ca să puteți să interveniți? Da, de identificat îi avem. Avem toate, avem un semi-bilanț, să zic. Nu e final pentru că v-am zis, de la zi la zi mai apar. Avem, nu știu pe de rost numărul, erau oricum peste 100 de sesizări înregistrate, o bună parte dintre ele și rezolvate, dar sunt, recunosc treaba asta, că încă intervenim și lucrăm doar pentru a înlătura pericolul unde au căzut acești arbori. Plus că probabil după umezeala care a fost din cauza precipitațiilor foarte mari, probabil că și alți arbori au desferit acum, deși inițial au rămas în picioare la furtună. Da, să știți că aici trebuie să înțelegem puțin. Și precipitațiile au căzut destul de abundent într-un timp foarte scurt. Oricum, anul ăsta a fost un an destul de bogat în ceea ce privește precipitațiile. Au căzut într-adevăr arborii verzi pentru că erau, noi avem într-adevăr în oraș un număr sau fondul de arbori este destul de matur, destul de îmbătrânit. Sunt copaci serioși, înalți, groși, cu o coroană destul de bogată, care evident atunci când vântul bate cu putere îi lovește din plin și aceștia sunt predispuși spre cădere dacă nu sunt bine înrădăcinați. Și am avut cazuri când într-adevăr s-au modernizat anumite zone din oraș, s-a asfaltat, știu și eu, și rădăcinile lor au fost într-o anumită măsură secționate sau, mă rog, că s-a săpat în zona respectivă, s-au turnat tot felul de materiale, s-a asfaltat. Și am avut arbori de genul ăla care au, cei de pe marginea străzilor proaspăt asfaltate, care într-adevăr au căzut. N-au mai avut, nu au fost bine înrădăcinați și din cauza asta au căzut primii la vânt.
După ce veți termina acum de curățat toate zonele, să faceți cumva de nou ordine în Galați, o să identificați și o să faceți cumva un recensământ al tuturor arborilor pentru a vedea dacă mai sunt pericole? Este foarte greu să facem un recensământ al tuturor arborilor. Știți că primăria a făcut o investiție în anul precedent, cred că, cu un scanner dintre acesta performant, care într-adevăr poate, da, un tomograf, da, care poate să scaneze și să îți arate, să spunem, o radiografie a acelui arbore, dacă e sănătos, dacă are probleme și așa mai departe. La cerere, da, putem să intervenim, dar nu e un echipament pe care l-ai așezat repede lângă arbore, ai făcut o poză sau știu și eu și ai plecat mai departe. Adică să scanezi un arbore implică timp destul de mult, da? Până montezi, până faci toate operațiunile necesare pentru a avea o radiografie clară a acelui arbore. Prin urmare, e absolut imposibil, ar trebui să muncim, cred că, doar un an de zile sau câțiva ani de zile, poate chiar mai mult, nu pot să cuantific, doar pentru această activitate, da? Având un singur aparat de genul ăsta. Nu avem cum să radiografiem toți arborii din Galați, dar acolo unde, într-adevăr, primim o sesizare, să spunem, cu arbori care sunt, să zicem, uscați, cineva reclamă că e uscat sau că are o problemă, că, nu știu, e înclinat, stă să cadă, e un pericol. Într-adevăr, acolo mergem cu inginerul silvic, dacă e nevoie, inclusiv cu aparatul, adică dacă există dubiu o situație care să spunem că, uscat, da, că nu se vede, specialistul, inginerul silvic nu își poate da seama dacă într-adevăr e o problemă cu acel arbore, pentru că am mai avut cazuri de genul poate ăsta, să fie verde, exact, la să fie suprafață, verde și totuși poate din interior să fie putred. Atunci, într-adevăr, aplicăm și acest echipament specializat, tocmai pentru a nu avea probleme sau discuții ulterioare. Dar sunt operațiuni destul de costisitoare, să știți. Până atunci vă bazați pe sesizările gălățenilor, pe, da, cei care identifică astfel de arbori sau situații așa, și să vă sune, să vă contacteze, nu? Categoric, fie pe noi, direct la gospodărie urbană, fie departamentul din primărie, fie pot utiliza adresa de e-mail sesizări arunprimariagalați.ro sau la noi la secretariatul societății. Ați fost ajutat în noaptea de 31 august, atunci când a fost potopul, să spunem, furtuna cea mare. Ați fost ajutat și de cei de la ISU? Au sărit. Bineînțeles, vă dați seama, la un număr atât de mare, dar sunt situații de urgență, unde, într-adevăr, cetățenii imediat au sesizat la numărul de specialitate 112 și s-a intervenit inclusiv cu ISU, au participat inclusiv echipe de la Ecosal, adică au fost oameni în teren, s-a muncit la foc continuu. Da, aveți suficiente echipe ca să interveniți acum? Sau nu ați reușit să puneți Galațiul la punct din cauza numărului mare de arbori căzuți sau din cauza echipelor, că nu aveți suficienți oameni? Nu, la această activitate, după cum știți, noi, pe lângă cele două echipe, și când spun două echipe, nu sunt formate din 2-3 oameni, da? Sunt echipe cu inginer silvic, cu echipaj de specialitate, platformă ridicătoare cu braț care lucrează la înălțime, cu fasonatori mecanici care taie atât la sol cât și la înălțime, cu echipaj care încarcă materialul lemnos, cu echipament de tocat crengile. Echipele sunt bine dotate din punctul de vedere. Da? Deci înseamnă cam așa, 7-8 oameni pe echipă. Plus, da? Utilaje. Exact. Da, plus utilaje, corect. Deci avem, din punctul de vedere, noi, angajații gospodăriei urbane, avem două echipe cu care lucrăm. Pe lângă aceste echipe mai avem, după cum știți, încă 3 societăți cu care am încheiat un contract de prestări servicii de fasonare, tăiere, arbori în municipiul Galați și ne-au ajutat și ei. Asta înseamnă că vi se subordonează și când sunt situații evident, speciale, atunci la comanda noastră, strict la comanda noastră, acolo unde avem nevoie, intervin ei. Noi, de altfel, am avut orașul împărțit în 4 zone, câte o zonă pentru fiecare societate cu care am încheiat contractul și o zonă pe care am păstrat-o noi pentru echipele noastre. Și în aceste zone suntem deja în al doilea an în care intervenim în mod constant pentru fasonare, toaletare, la absolut toate sesizările care le primim în mod curent, acestea au prioritate,
dar, după cum știți și am mai anunțat chiar la dumneavoastră în emisiune, am avut un număr de, cred că peste 3000 de sesizări nerezolvate din anii trecuți. Și am făcut tot posibilul, în limita timpului, da, și a echipelor, să intervenim și să mai rezolvăm și din sesizările din trecut. Și s-au corectat sau s-au rezolvat multe dintre acestea. Nu vă pot spune, n-am făcut un bilanț în sesiune, n-am venit pregătit cu această informație cam câte mai sunt din trecut, dar cert este că pot să vă zic, dacă vreți așa, până să avem contractul de anul trecut cu aceste trei societăți, noi primeam zilnic un număr de aproximativ 20 de solicitări pentru diverse intervenții necesare, fie fasonare, fie tăiere, că era uscat, că era înclinat, că era pericol și așa mai departe. Și reușeam să rezolvăm într-un program de 8 ore, aproximativ între 7 și 10. Nu cred că, cred că a fost rar de tot să fi depășit numărul de 10 sesizări pe zi. Întotdeauna că rămâneau restanțe și se au adunat. Deci, repet, în timpul, nu mai vorbesc de sâmbete și duminici, că na, e zile de repaus. Dar strict în timpul săptămânii de luni până vineri aveam peste 20 de, sau în jur de 20 de sesizări și noi reușeam să intervenim undeva la 10. Ceea ce ne-a și determinat să luăm aceste măsuri, pentru că e mai avantajos să lucrăm și cu alte societăți, da? Să externalizăm o parte în această activitate, pentru că e foarte, foarte mult de lucru la capitolul ăsta. Și am făcut acest contract. Vă întrebam mai devreme dacă aveți echipa completă, pentru că îmi spuneați la ultima noastră întâlnire aici la Reperul TV că urma să încheiați un contract și să vină muncitori iarăși din spațiul Nonuie. Da, așa este. Avem și contractul la semnat, dar acești muncitori din spațiul extracomunitar nu au fost niciodată direcționați către activitatea de fasonat sau tăiat arbori. Ei au fost doar pentru cositul vegetației. Da? E altă activitate, alte echipe, alți muncitori, alte utilaje și așa mai departe. Dar au venit? Au venit. În prezent cred că avem 8 persoane din spațiu extracomunitar. Noi ne-am fi dorit să avem cam 40, ca să înțelegeți. Am pornit toate formalitățile chiar de la începutul anului, din luna ianuarie, chiar din decembrie aș putea să zic. Tocmai în ideea ca la 1 aprilie, când se intră în vegetație și începe sezonul, să fim acoperiți și să avem suficient personal. Am avut și acea campanie de recrutare din județ. Da. Au venit mai mult sau mai puțin oameni atunci să se angajeze la noi. Din păcate, personalul extracomunitar, nu, în momentul de față, sunt 8 angajați. Urmează 3 să mai vină săptămâna viitoare, dar ceea ce vreau să spun e că formalitățile pentru obținerea vizei sunt extrem de greoaie. Da. Nu vă pot spune mai multe, pentru că nici eu nu știu de ce durează atât de mult, da? Deci sunt 8 luni de zile în care pur și simplu din noi, deși avem comandă lansată, sunt dosare pregătite, selecție făcută pentru 40 de persoane, doar 8 persoane au primit viza pentru a veni în România și pentru a fi angajate la noi. Cu aceste 8 persoane ați reușit să mai suplimentați și să mai acoperiți cumva golurile acestea de personal despre care Am reușit, da, am mai angajat și de la noi, am mai direcționat din alte activități băieți de-ai noștri pe care mai aveam prin cimitir, adică a fost un an foarte dificil din punctul de vedere, pentru că a plouat foarte mult, așa cum ați văzut și dumneavoastră, a fost un an bogat în precipitații și într-adevăr acest lucru a favorizat creșterea în exces a ierbii. Am avut, recunosc că în unele momente am avut chiar și reclamații prin cartiere unde nu reușeam să ajungem sau am ajuns cu destul de mare întârziere. Dar în prezent, cred eu că am reușit cel puțin o dată să asigurăm o trecere prin tot orașul. Asta înseamnă că am ajuns în toate cartierele din Galați. Evident că iarba a crescut din nou de la momentul în care am ajuns noi prima oară și până am terminat tot orașul, evident că a crescut. Lucrăm, a mai crescut și numărul de angajați, mai avem nevoie,
angajăm în continuare, vor veni în continuare și din spațiul extracomunitar, adică comanda e deschisă, contractul încă trebuie onorat și vor veni aceștia. Probabil că vor ajunge, dacă funcționează așa de greoi procedurile, înseamnă că vor ajunge la sezonul următor. Nu știu să vă spun, mi-aș dori să ajungă chiar și anul acesta, chiar dacă vin în decembrie. Vă asigur că am ce să fac cu ei și în luna decembrie. Da? Adică sunt din cauza acestor evenimente, uitați cum a fost furtuna de săptămâna asta, vă dați seama că noi am avut practic blocată activitatea, am direcționat absolut toate forțele către aceste intervenții, lucru cu acești arbori căzuți, pentru că una e să-i tai, dar după aia mai trebuie să-i și încarci, trebuie să-i transporti, trebuie să evacuezi terenul, să faci curățenie și așa mai departe. Și atunci a fost nevoie de suplimentare de forțe, de resurse umane pentru această activitate. Și am direcționat toți oamenii în zona aceasta. Alte activități au avut de suferit. Nu am mai fost atât de activ pe partea de cosit vegetație. Nu am mai fost activ pe alte activități, tuns gard viu, spre exemplu, plantat flori și așa mai departe. Prin urmare, după ce reușim să finalizăm cu aceste probleme, aceste sesizări, ne vom reveni la programul obișnuit, să zic, și o să încercăm să corectăm. Sunt convins că vom avea alte activități care vor trebui prelungite. Adică dacă noi ne propusesem să le finalizăm, să zicem, în luna septembrie, acum probabil că o să ajungem cu ele în luna octombrie. Zic și eu, nu pot să estimez exact. Dar vom avea ce să facem cu personalul extracomunitar, inclusiv în luna decembrie sau chiar și ianuarie. Îmi spuneați că în ceea ce privește oamenii angajați muncitori, ați mai reglat lucrurile, dar în ceea ce privește utilajele, aveți suficiente utilaje pentru a interveni în situații cum au fost cele de săptămâna trecută? Da, în ceea ce privește numărul de drujbe, să zicem, pentru că astea le folosești pentru a tăia arborii, da, suntem acoperiți. Nu avem probleme la capitolul ăsta. Ne-am dotat... Și pentru a fasona, pentru a... Tot ce ne trebuie. Avem și drujbe și emondoare de diferite mărimi și pentru lucrul la sol și pentru lucrul la înălțime. Suntem în regulă la capitolul ăsta. În special acum, după ce a plouat destul de mult, probabil că vegetația o să... explodeze în următoarea perioadă. Acum, din fericire, nu mai e chiar soarele la arzător care să ajute imediat după ploaie, dar da, crește în continuare, încă suntem în sezon, să zic. Și... Suntem în sezon și acum este și sezonul ambroziei. Această plantă care produce atât de multe alergii și atât de multe probleme. Mai avem ambrozie în Galați noi? Sunt 100% ferm convins că avem. Deși o tai este o plantă atât de rezistentă încât nici măcar cu erbicid nu poți să spui că ai scăpat total de ea. Deși am dat și am erbicidat acolo unde avem și noi câteva zone pe care le știm că sunt infestate cu planta aceasta, unde am și erbicidat, tocmai în ideea de a nu avea probleme. Cu toate astea este extrem de rezistentă și crește la loc, cu toate că dai erbicid. Deci aveți în continuare de furcă cu ambrozie. La capitolul ăsta, dar facem tot ce putem astfel încât să o stârpim sau să o tăiem cel puțin. Tot din cauza furtunii au avut de suferit și fântâne arteziene, pentru că s-au colmatat, au fost puțin blocate. Da, nu neapărat colmatarea e o problemă, cât faptul că s-au inundat camerele tehnice, pompele nu au mai făcut față ca să scoată apa, s-au inundat motoarele care evident nu mai funcționează, acum trebuie demontate, trimise la rebobinat, că s-au ars, da? Și sunt într-adevăr ceva probleme, dar sunt corectabile, să zicem. Unde sunt remediabile? Problemele cele mai mari la care... Cred că peste tot am avut probleme. Tot ce înseamnă fântâni mai vechi, care n-au suferit modernizare în ultima perioadă, că, spre exemplu, da, chiar și în zonele acelea am avut probleme, fântânile din centru, din zona Nespălata, mă rog, fata pe valuri, chiar și acolo am avut ceva dificultăți, dar acolo stăm mai bine, fiind modernizate de curând. Dar sunt, cum au fost pompele de la Păpădie, da? Fântâna arteziană de la Păpădie, de acolo chiar am avut probleme și suntem în curs de remediere acolo. Dar va intra cât de curând, din câte am înțeles de la primărie, pot să vă dau o veste, nu știu dacă a anunțat-o cineva până acum, că va intra zona respectivă într-un amplu proiect de modernizare. De fapt, se va moderniza toată piațeta acolo, inclusiv Păpădia.
Atunci și se schimbă Popădia sau Popădia rămâne, doar că va fi modernizată. Aici va trebui să întrebați pe domnul primar sau pe cineva din partea primăriei ce se va realiza acolo, pentru că e proiectul primăriei. Începând cu data de 1 septembrie sunt tarife mai mici la plaja Dunărea, da? Așa este. Despre ce tarife vorbim, domnule director? 40 de lei pentru adult în timpul săptămânii și în weekend. De fapt, este un tarif standard pe care l-am avut practicat și în luna iunie. Am mers pe acel program, să zicem, cum era pe vremuri pe litoral. Adică undeva după 1 septembrie, litoralul pentru toți. La noi, să spunem, e plaja pentru toată lumea. Avem un tarif pentru adulți. Noi până la 1 septembrie, în timpul zilelor de weekend, aveam 60 de lei pentru adulți. Adulți însemnând copii mai mari de 14 ani. Așa îi consideram. Prin urmare, acum s-a redus tariful, au 40 de lei. Rămâne în continuare promoția valabilă, toate promoțiile noastre rămân valabile, respectiv după ora 17 acces unic 20 de lei adultul, 10 lei copilul și zilele de miercuri, ziua elevilor, studenților și pensionarilor, care au 50% reducere, joia, ziua doamnelor și domnișoarelor, care intră două, plătește doar una, și vineri, ziua familiei, care la 3 membri în familie, al treilea are gratuitate. Pachete ofertante? Da, să sperăm noi, dar acum, din păcate, după cum ați observat și dumneavoastră, nu prea ne mai ajută vremea. A scăzut destul de considerabil temperatura și avem și un vânt destul de pronunțat, ceea ce pot să vă spun că ne cam țin clienții sau ne cam ține clienții acasă. Acasă. Cât timp mai țineți deschisă plaja Dunărea? Până duminică 10 septembrie, moment în care se încheie și vacanța elevilor și începe școala luni. Prin urmare, duminică va fi ultima zi de plajă deschisă. Chiar dacă temperaturile vor fi peste 25 de grade de săptămâna viitoare sau costă mai mult întreținerea și... Pot să vă spun că zilnic, cheltuielile zilnice la plajă sunt undeva în jur de 20.000 de lei. Zilnice? Zilnice, da. Lunare, cheltuielile la plajă, pentru cine nu știe, ajung undeva la 600.000 de lei. Și mai vorbim despre profit aici? Mai e profitabilă plaja Lunare? Da, să știți că a fost profitabilă, pentru că am avut zile caniculare. Am bătut câteva recorduri în ceea ce privește numărul de persoane care s-au prezentat într-o singură zi, adică până de curând sau până anul trecut, nu, până anul ăsta, mă scuzați, aveam undeva la 2000 și ceva într-o singură zi. Anul acesta, pe 30 iunie, mi-aduc foarte bine aminte, cred că a fost prima zi de caniculă cu temperaturi la 35 de grade și am avut într-o singură zi peste 3000 de oameni de data aceasta. Ceea ce ne-a bucurat, evident, și s-a văzut și în încasările zilnice. După care am avut în toată luna iulie, a fost o bună perioadă, cred că vreo două săptămâni au fost cu temperaturi ridicate de caniculă anunțată. De asemenea, și acum, în luna august, am mai avut o perioadă de, cred că, aproximativ 10 zile, când a fost vreme foarte, foarte caldă. Și, de asemenea, am avut un număr mare de vizitatori la Aquapark. Prin urmare, da, putem să vorbim în continuare de profitabilitate, să știți. Da. Dar ca să ne înțelegem, cheltuielile și zilnice și lunare aici includ toate cheltuielile de la plajă, atât personalul, salariile, cât și utilitățile. Și să știți că, din păcate, pot să vă spun că numai factura de energie electrică într-o singură lună, pentru că acolo avem echipamente destul de... Care consumă foarte mult. Exact, consumatori destul de mari acolo, care acționează pompele, motoarele la toate piscinile. Sunt totuși 7 piscine, am mai deschis încă 2 piscine în zona de plajă anul acesta. Peste 100.000 de lei. Factura la electrică. Lunară, da. În sezon, evident. Da? Prin urmare, sunt cheltuieli, dar... Dar cu toate acestea nu ați mărit tariful față de anul trecut. Nu, și nici nu-l vom mări deocamdată, pentru că ideea acestui aquapark nu este de a genera un profit astfel încât să scoată investiția făcută de primărie. Este o investiție făcută în primul și în primul rând pentru oameni, în sensul de a crea niște servicii sau de a recrea niște servicii, de a oferi niște servicii de care cetățenii, nu numai ai Galațiului, chiar și
prin Brăila din alte județe care vor să se relaxeze la noi, sunt bineveniți să o facă, da? Deci să putem oferi un serviciu de calitate și evident cu scopul de a și genera totuși acolo un venit, cât să-ți acoperi cheltuielile și să nu mai vii cu bani de acasă. Prin urmare, noi ne îndeplinim mai mult decât acest obiectiv în prezent. Parcul Aventura este tot un obiectiv pe care îl aveți dumneavoastră la administrare? Nu. Deci Parcul Aventura este un obiectiv, în primul rând, realizat pe fonduri europene, de către Primăria Municipiului Galați. Când realizezi un obiectiv pe fonduri europene, nu ai voie să, timp de 5 ani de zile, cred că e o interdicție, da, de la Uniunea Europeană, nu ai voie să generezi profit cu acel obiectiv. Prin urmare, el nu este predat în administrare la noi, noi fiind o societate comercială care are ca obiectiv principal generarea de profit. Asta e scopul unei societăți comerciale. Da? N-am fi putut să administrăm noi parcul fără a încerca să generăm profit. Prin urmare, el a rămas în administrarea primăriei, da? Este în totalitate, paza e asigurată de primărie. Noi avem un contract de prestări servicii în care asigurăm mentenanța echipamentelor de acolo din parc. Atâta tot. Vreau să vă întreb dacă... De fapt, scuze, nu doar mentenanța, mai asigurăm și buna folosință, supravegherea acelor instalații de acolo. Da, voiam să știu dacă s-au bucurat mulți copii de acele echipamente de acolo din parc. Să știți că în primele zile s-au bucurat foarte mulți copii. Eu chiar am fost puțin sceptic la acest capitol pentru că m-am gândit, fiind în plin sezon de activitate, vară, soare, nu prea vedeam lumea care să vină la parc să se dea cu colacul pe topogan la ora 2 după amiaza. Spre surprinderea mea, cel puțin la început, în primele 2 săptămâni sau chiar 3 săptămâni, să știți că pe tot parcursul zilei au fost persoane care au venit și au vrut, în special tineri, da, să se dea. Poate atunci la orele zilei, orele de vârf ale zilei, era un pic mai liber din punctul de vedere. Dar spre seară era foarte aglomerat. Foarte aglomerat chiar. Oricum, este și o pauză, din câte știu eu, între ora 13 și 16, cred că nu este... Așa este. Era și foarte cald, n-avea cum... Și cu toate astea să știți că au fost oameni care au venit. S-au venit pe trasele de biciclete, au venit, chiar oamenii au fost interesați. Da, nu funcționa acel tubing, dar... Noutatea întotdeauna atrage. Da? Generează interes. Am înțeles. Băncile, am văzut pe site-ul dumneavoastră, site-ul Gospodărilor Urbană, că și băncile din... Cred că ați văzut pe Facebook mai curând pe decât Facebook, pe site. Pe Facebook-ul societății. Uh-huh. Că sunt și acestea vopsite, curățate, înlocuite acolo unde este... Să știți că asta era o activitate și asta, de fapt, era o activitate cu care noi ne-am ocupat an de an. Facem tot ce înseamnă reparații, lucrări edilitare, reparații imobilier urban. Fie că sunt aparatele de fitness de prin parcurile, locurile de joacă, fie că sunt băncile, așa cum ați văzut și dumneavoastră. Și da, aici cred că știți, nu e ceva nou. Noi am avut o persoană care se ocupa, să spunem, de partea asta de social media la societate. Da. Din păcate, nu mai este printre noi acea persoană. Prin urmare, am avut o perioadă în care mulți cetățeni ne întrebau: domne, dar ce se întâmplă? De ce nu mai postați? De ce nu mai ne pregăteați și pe noi? Ne mai anunțați? Pe unde mai interveniți? Să mai faceți o reparație? Să mai tăiați un copac? Să mai fasonați? Să mai schimbați? Știu și eu un alta. Până am reușit să înlocuim persoana respectivă, am avut această perioadă în care nu prea am fost în contact cu cetățenii. Și spre surprinderea mea plăcută, de altfel, e că odată ce am repornit această activitate, am început să luăm și feedback-ul oamenilor, așa cum ați văzut și dumneavoastră, da, reparăm și băncile, alții ne mai cheamă în alte zone, ne trimit poze și ne arată, uite, și la mine s-a rupt o șipcă, și la mine trebuie vopsită banca, mă înregistrăm și facem tot posibilul să ajungem cât mai repede și în zona indicată de cetățeanul respectiv. Avem un program și cu primăria, suntem în plină activitate. Dar încă mai vorbim despre vandalizarea acestor... Nu e vorba de vandalizare, nu. E vorba de pur și simplu că s-au uzat sub acțiunea factorilor de mediu sau factorilor, da, diverse mecanici, se mai întâmplă, pur și simplu te mai așezi pe ea și se mai întâmplă să rup, nu că vii cu intenția de a o distruge sau de a o rupe, efectiv, da? Se întâmplă, se mai urcă cineva, se mai așează mai tare,
Știu și eu. Și adăposturile din stațiile de autobuz și de acestea, și acelea, da. De tot ADP-urile. Intră la capitolul reparației urbane, să zicem. Bun, și tot pe Facebook-ul gospodărilor urbane am văzut că mai sunt unii care se plâng de cimitire, că este iarba mare. N-ați mai avut timp să interveniți și acolo? Ba da, dar aici trebuie să recunosc că este vina noastră. Anul acesta am achiziționat, din păcate, un erbicid de foarte proastă calitate. Dacă, ca să faceți așa, să aveți un termen de comparație, dacă anul trecut cu 2 litri de erbicid realizam, nu știu să spunem, o parcelă de 100 de metri pătrați sau 200 de metri pătrați, dau așa niște termene, că nu știu exact proporțiile, să știți că anul acesta nici cu 20 de litri de erbicid n-am reușit să facem, sau nu avea același efect cât avea erbicidul de anul trecut. Prin urmare, am constatat, din păcate, pe propria experiență, treaba asta, am văzut că nu are efect, pur și simplu e un fel de apă chioară, ne-am luat plasă, în ghilimele, da. E greșeala noastră, dar o vom corecta cât de curând și, într-adevăr, ne dând cu erbicid, sau chiar dacă am dat cu erbicid, neavând efectul scontat, din păcate trebuie să intervenim mecanic prin cositul vegetației. Și cimitirele, din câte știți și dumneavoastră, sunt foarte mari ca suprafață. Noi avem și așa personal insuficient pentru a acoperi municipiul Galați. Prin urmare, am ajuns mai greu în cimitir, recunosc treaba asta, și da, a fost iarba mai mare și cred că și este în prezent. Facem tot ce putem să direcționăm oameni și în limita posibilităților și în cimitire să rezolve această problemă. Mai aveți timp anul acesta să mai remediați? Slavă Domnului, da. Păi, după cum vedeți, vremea nu mai e vreme de plajă, dar încă e soare, încă mai plouă, încă e vreme destul de bună pentru muncă, exact așa cum a zis și dumneavoastră. Bun, ce urmează în perioada următoare? Unde mai aveți de intervenit? Îmi pare rău că n-am venit cu lista acum, mai avem de intervenit în ceea ce privește arbori căzuți, cred că mai sunt destul de peste 10 sesizări care cred că în următoarele câteva zile ne vor ține ocupați. Prin urmare, continuăm cu această activitate și vom reveni cât de curând la ce înseamnă activitatea de cosit vegetație, că v-am zis, deja iarba a crescut în zonele unde m-am mai intervenit odată. Și evident, începe deja sezonul 3 de plantări, începem cu flori, avem foarte multe flori în seră. Am plantat acum de curând, dar nu știu dacă ați observat, în grădina publică, pentru că am avut și evenimentul cu Street Food Festival weekendul trecut și acolo am avut câteva zone de plantat, adică momentan nu sunt înflorite, da? Dar sunt florile de sezonul 3 de toamnă, care vor ieși cât de curând. Și imediat ce se intre în repaus vegetativ, adică undeva la, estimăm noi, 15 octombrie, să zicem 1 noiembrie, vom începe sezonul de plantat arbori. Vorbim despre flori, cum vorbim despre flori, vorbim din sera proprie? Sigur, da. Sunt producția noastră. Bun. Și despre ce arbori vorbiți la plantat? Păi avem o listă de peste 10, cred că 13 specii diferite de arbori. De la celebri arbori, platan, frasin, ulm, stejar, diverse specii de stejar, auriu, roșu, nu mai știu exact, chiar și ceva conifere, dacă nu mă înșel, nu le știu pe de rost pe toate. În ce zone vor fi arbori înlocuiți? Vă promit că vin pregătit data viitoare cu o listă completă cu toate zonele în care trebuie să mai intervenim și cu plantări. Aici, în general, lucrăm evident la comanda primăriei, împreună cu specialiștii de acolo, constatăm unde sunt, nu știu, aliniamente stradale în mare măsură. Încercăm să dăm o uniformitate, adică dacă până de curând aveam pe aceeași stradă, cum este, spre exemplu, faleza, 4-5 specii de arbori, încercăm de anul acesta să mergem pe o chestiune unitară, adică dacă e un bulevard, mergem doar cu frasin sau doar cu ulm, în funcție de cum stabilește primăria. Am înțeles. Mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune, domnule director. Vă doresc mult succes, pentru că mai aveți încă foarte mult de treabă, așa cum spunea și dumneavoastră, și vă mai aștept aici să ne țineți la curent cu ceea ce se întâmplă în Galați din acest punct de vedere al activității dumneavoastră. Sigur, mulțumesc pentru invitație, ori de câte ori o primesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și vă doresc o seară plăcută tuturor!